Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați venit la un nou videoclip. Pentru astăzi am pregătit buholul lunii februarie, pentru că am adunat câteva cărți, este sfârșitul lunii și am zis să vi le arăt. Deja v-am arătat patru dintre ele în unboxing-ul pe care l-am făcut de la editura Nevira. Am dat o comandă la ei pe site pentru că aveau reduceri și mi-am luat patru cărți, o să vi le arăt rapid. Prima dintre ele este Jocul lui Ender, Vorbitor în numele morților, este volumul al doilea din serie, pe primul l-am citit și mi-a plăcut foarte mult și vreau să continui seria. Următoarea carte este Ultima dorință de Andrzej Sapkowski, este prima serie din prima carte din seria Witcher, este și un loc după această serie și mie mi-a sunat interesant. Următoarea carte este Băiatul care vorbea cu corbii de Jacob Grey din seria Neîmblânziții și ultima carte de la Nemira este Dragonul Maiestății sale, prima carte din seria Temerare de Naomi Novik. Deci coperta asta este absolut genială și mi-a plăcut enorm de mult și cum sună. Apoi am trei cărți de la editura 3, cam, nu știu, 25% din cărțile mele sunt de la editura 3, dar că nu mă înșel, adică și vă spun sincer. Prima carte pe care am luat-o este Dea Shelley și Cartea Provocărilor de Rachel Cohn și David Levithan. Am auzit despre această carte atât de multe lucruri interesante în ultima vreme. Am văzut-o la Julia într-un videoclip de-al ei și mi-a plăcut foarte mult că se desfășoară cumva într-o librărie. Cineva scrie provocări într-un jurnal, altă persoană îl găsește și răspunde la provocări și ideea asta îmi sună super fain. Următoarea carte a fost la mine ca un autobuy, adică s-a pus sigur acolo în comandă și anume Prințesa de Hârtie de Erin Watt. La cât de mult am văzut cartea asta pe Instagram în ultimele săptămâni și cât de multă lume a citit-o și părerile bune pe care le-am auzit, am zis că no, nici nu mă interesează despre ce este vorba pentru că o să o cumpăr și o să o citesc și o să-mi placă. Și cea de-a treia carte de la editura 3 este Nimic mai mult de Anna Todd. Este primul volum al unei alte serii a acestei autoare, Landon Gibson, așa se cheamă seria. Din câte am înțeles, are ca personaj principal un personaj secundar din seria After. Am și primul volum din seria After, nu l-am început încă, dar acum că am și această carte, care este mai subțirică, o să am un motiv în plus să încep acea serie. Dacă știți cumva, dacă se pot citi separat și pot citi începe direct cu aceasta, să-mi spuneți, vă rog, pentru că asta e mai subțire și de celălalt îmi este cumva frică să mă apuc. Zilele trecute am fost cu Alexandru la un anticariat aici în Iași și ne-am ales două cărți, două romane de dragoste din colecția Povești de Iubire, Iubiri de Poveste se cheamă, de la Alma și anume Atracție Scandaloasă de Karen Roberts, da. Nu știu, mie îmi plac cărțile din această colecție și aceasta mi-a sunat interesant. Iar cea de-a doua carte tot din această colecție este Căile nebănuite ale iubirii de Victoria Alexander. Am citit de la această autoră o carte, îmi scap acum numele, dar mi-a plăcut foarte mult la momentul respectiv și am zis să o încerc și pe aceasta, plus pe spate mi-a sunat foarte bine povestea. E bine, acestea sunt cărțile pe care eu le adaug în biblioteca mea în luna, la sfârșitul lunii februarie. Dacă voi ați citit una dintre ele, vă rog să-mi spuneți în comentarii părerile voastre și da, ne vedem la un alt videoclip. Vă urez spor la citit și ne vedem data viitoare. Pa, pa!